Hai să ne gândim la agentul de pază de la Lidl. Ce poate el, din punct de vedere legal, să-ți facă și ce este interzis să-ți facă ție ca cetățean? Potrivit legii, dacă are date sau indicii că ai săvârșit o infracțiune sau o faptă ilicită în incinta Lidl, are dreptul să te oprească și să te legitimeze. Totodată, la fel ca orice cetățean, are dreptul în caz de infracțiune flagrantă să te prindă și să te ducă poliției. De exemplu, dacă te prinde fix când ai furat un pateu din Lidl, poate să te rețină și să te ducă imediat la sediul poliției. Dar atenție, un agent de pază nu are dreptul să te percheziționeze sau să te lipsească de libertate mai mult decât e nevoie pentru a te preda poliției.